Gata, s-a terminat pădurea și aici încep stâncările. Intrarea în Valea Crăpăturii. Hai să vă filmez. Nu suntem singuri. Fii atent aici, că te filmez. Servus. Pe Valea Crăpăturii. Mița stă cu mintea acolo în rucsac și admiră stâncile. Aici am intrat în valea stâncoasă. Și acum la deal. Un picuț la deal. Nici nu mere. Te atent că pai să ajungă ce ploaie. Tot așa s-a mai rău. Aici un perete. Așa. Așa. Aici un glohotiș. Și Marius, iar să văd pe Mița. Ia arată-mi eu pe Mița. E acolo așa. Mița nu se mai vede. Nu se vede pe mine. S-a ascuns. S-a ascuns în rucsac. Acolo să urci. Da, s-a speriat de preții ăștia. Ai o cavă dată pe coardă. Ei, și tu, dar ce sunt alpinistă. Urcăm pe Valea Crăpăturii. Pe Valea Crăpăturii mai avem un pic. Ai, că nici n-am stabilitate aici pe stânca asta, mă mișc pe o piatră îngustă. A ieșit și soarele, nu mai văd nimic. Ce mai curcutești? Niște stânci, că nu se vede nimic. Uite, măgura și satele de acolo. Urcând, gâfâind pe Valea Crăpăturii, din Piatra Craiului. Dacă ne plătești, nu urcăm. Cu Marius și Viorica. Și cu Mița. Și cu Mița. Au, stai să-mi că mă dărâm. Și cu Mița în rucsac. Hai, Viorico. Urcă, grăbește. Păi da, te mai depășit. Ai, ce repede urci tu. Ăsta e acul. Ăsta e acul de deasupra noastră. Ia uite-l. Hai. Auzi, Viorica? Acul ăsta e. Valea Crăpăturii. Mai avem un pic. Ia să vedem cât mai e. Marius și Viorica. Mai e un pic. Am trecut de ac. Sub ac am găsit un izvor unde mi-am umplut sticla și mai avem un pic până sus. Pe Valea Crăpăturii aproape am ajuns. Acul Crăpăturii, strâncile deasupra lui. Și imediat suntem în Șaua Crăpăturii, un pic mai.
meu. În premieră toți trei. Era mică. Îți ia fătul. Parapa. Eu nu mai văd nimic, îmi vine tot părul în ochi. Final pe piatra mică. Viorica în vârf, pe piatra mică. Unde sunt crucile? Cu eu al vârf mai înalt mai văd. Până să noagă. Scot și o tableta imediat. Ce frumos! Unde ești? Vede, zărnește de aici. Nu te băgam tu, fe! Aoleu! A fugit? De cablu. Ăla niciodată nu-i dai drumul dintr-o mână, cu o mână pe stâncă, una pe cablu.